La finele celui mai bun an din istoria clubului, Astra a organizat un eveniment special în cadrul căruia a prezentat cele două trofee cucerite în fața stelei, Cupa și Supercupa, și a acordat o serie de premii pentru fani și nu numai. Gala Astralilor 2014 a avut loc duminică la Ateneul Nicolae Bălănescu, după mai puțin de două ore de la încheierea meciului dintre Astra și FC Viitorul, câștigat de Giurgiuveni cu scorul de 3-1. La eveniment au participat atât suporteri, cât și reprezentanții autorităților locale sau personalități ale sportului. De asemenea, au fost prezenți și 5 dintre jucători: Lung Junior, Dani Coman, Budescu, Ioniță și Alibec, alături de antrenorul Oleg Protasov și staful acestuia. Prima persoană premiată a fost chiar patronul echipei, Ioan Niculae, prezent la gală împreună cu soția. Acesta a dezvăluit și planurile sale pentru anul viitor. Trebuie să-mi cer scuze pentru locul 4 ocupat în acest moment de echipa noastră. O parte din vină îmi aparține pentru că n-am făcut aceste schimbări mai devreme. Dacă aveam un lot de jucători aproximativ de valoare egală la 22-23 de jucători, vă spun că Astra se bătea cu șanse foarte mari la campionat. Eu sper să remediem această greșeală pe parcursul acestei ieri și o să vedeți o altă echipă a municipiului Giurgiu începând din luna februarie-martie, când începe a doua parte a campionatului. Eu vă promit acest lucru. Mulțumesc. Atât finanțatorul echipei, cât și primarul Nicolae Barbu i-au mulțumit senatorului și totodată fostului primar al municipiului, Lucian Iliescu, pentru faptul că s-a implicat pentru aducerea Astrei la Giurgiu. Eu cred că ar trebui totuși, pentru că n-avea de unde să știe, să mulțumim și unui om de care se leagă convingerea mea personală să aducă echipa la Giurgiu. Se numește Lucică Iliescu. Nicolae Barbu chiar a cedat rivalului său politic trofeul primit de la organizatori, l-a felicitat și a strâns mâna într-un gest de fair play care i-a luat prin surprindere pe mulți dintre cei prezenți. Domnul senator Lucian Iliescu, la vremea respectivă primar, a luat decizia cea mai bună din sport din municipiul Giurgiu. Nu cred că există sau a existat o altă decizie mai bună. Drept pentru care, domnule senator, fost primar, permiteți-mi ca în numele meu, dumneavoastră sunteți cel care anul acesta meritați trofeul Gala Astralilor 2014 și vă mânesc cu dragă inimă. Senatorul Lucian Iliescu i-a mulțumit la rândul său patronului Ioan Niculae, cel care a avut ultimul cuvânt în mutarea echipei de la Ploiești la Giurgiu. Îi mulțumesc din suflet că am găsit consens din a face aici la Giurgiu ceea ce dânsul a reușit prin banii proprii, fără să-l ajute nimeni. Din contră, poate unii nu și-au dorit să facă așa ceva și poate nici acum nu-l înțeleg. E un om deosebit, să-i mulțumim și să-l respectăm toată viața. Vă mulțumesc! Premiat a fost și fostul mare internațional, Narcis Coman. Acesta și-a stăpunit cu greu emoțiile în momentul în care a fost invitat să spună câteva cuvinte. Mă simt foarte emoționat, mai emoționat decât atunci când mi s-a mânat trofeul cel mai bun fotbalist român al anului. Ceea ce vreau să spun, am mai fost întrebat la primul joc care l-a avut Astra la Giurgiu de către o domnișoară ziaristă, cum mă simt? Mă simt parcă aș juca eu din nou fotbal în divizia. La evenimentul de duminică a fost premiată și Galeria Astrei Giurgiu, aceasta fiind prezentă la balconul Ateneului. De asemenea, președintele Narcis Răducan i-a răsplătit cu diplome și obiecte promoționale pe cei mai înfocați suporteri ai echipei, poate de culoare fiind și de această dată Vlădus Giucă. Din rândul premianților nu putea lipsi nici Costel Chiosea, omul care a realizat cu ajutorul unor prieteni deja celebrul imn al Astralilor. După încheierea evenimentului, Astra a organizat și dineul de final de an.